Semicentenarul Muzeului Etnografic Reghinean se va aniversa sâmbătă și duminică. Manifestările pentru care angajații instituției se pregătesc de la începutul anului sunt destinate publicului reghinean pe de-o parte și specialiștilor din muzeele românești pe de altă parte. O mare sărbătoare a etnologilor, a etnografilor, a muzeografilor, dar și a reghinenilor, pentru că este o modalitate de întâlnire a specialiștilor din toată țara, pentru că vor participa directori de muzee, profesori universitari și colegi din institute de cercetare și academii dar va fi și un prilej de aducere a Activitățile vor începe sâmbătă dimineața, 9 octombrie, la Casa de Cultură a Tineretului. Se anunță discursuri, acordarea unor diplome de recunoștință și prezentarea unei plachete aniversare. Începem printr-o ședință festivă care se va desfășura la Casa de Cultură a Tineretului Georgenescu la ora 10 și jumătate. Va urma apoi un spectacol artistic prezentat de ansamblul Case de Cultură Doina Mureșului, George Enescu, a seniorilor și a tinerilor de dansuri românești, dans maghiar și uh, câțiva soliști de muzică populară românească, maghiară și ne-am gândit uh, și să sească. Angajații muzeului vor fi onorați cu diplome aniversare din partea Consiliului Județean. Sărbătoarea va continua în muzeu de la ora 16 cu vizitarea noii expoziții interioare și a secției în aer liber. Muzeografia au amenajat o expoziție inedită. Expoziția nouă se intitulează Din zestrea satului Mureșan și obiectivul principal a fost de a reda atât piesele din depozitele noastre cât și anumite obiceiuri care țin de etnografie. Și fiecare sală tematic are cel puțin un obicei prezentat față de fosta expoziție. Sâmbătă și duminică va avea loc și un coloviu al specialiștilor muzeografi veniți din toată țara. Simpozionul se va desfășura pe baza unui program. Fiecare participant, deocamdată sunt cam 50 de persoane anunțate, îi se alocă între 7 și 10 minute de a-și prezenta lucrarea. Duminică 10 octombrie, muzeul va găzdui ședința Asociației Muzeilor în aer liber din România, dar INTV va participa la toate manifestările și va transmite în direct spectacolul aniversar organizat la Casa de Cultură a Tineretului începând cu ora 10.